Salut! Noi suntem ciripele, fetele care spun poezii. Dragii noștri prieteni, astăzi noi o să vă recităm o poezie scrisă de Dumitru Matkovski. Opera lui Dumitru Matkovski a fost și este o lecție de verticalitate și dragoste necondiționată față de țară, limbă și popor. Poezia se numește Omule, de ce ai tăcut? Omule, de ce ai tăcut când pe suflet ți-au călcat și ți-au spus să fii un altul și nu cel adevărat? Omule, de ce ai răbdat și ți-ai zăvorât în piept inima când ai aflat că ești pe de-a-ntregul drept? Omule, de ce ai strâns mâna care te-a lovit și ți-ai aplecat obrazul? Și de ea l-ai alipit. Omule, de ce ți-ai pus numele sub legea grea și ai trimis la moarte omul care vina nu purta? Dragii noștri, vă îndemnăm să citiți cât mai multe poezii de Dumitru Matkovski sau de oricare alt poet care vă place și să gândiți liber!